Comuna Crasna este situată în mijlocul județului Sălaj și are în componență 4 sate. Oamenii de aici sunt vestiți în zonă pentru gospodăriile bogate și mai ales pentru suprafețele mari de teren lucrate. Produsele agricole specifice zonei sunt legumele, iar piețele din Zalău și Șimleul Silvaniei sunt aprovizionate în proporție extrem de mare de către crăzneni. Pe lângă legumicultură, viticultura este o altă ocupație tradițională. Pe dealurile Craznei se întind zeci și zeci de hectare de viță de vie. Viața la țară la Crasna, domnule primar, cum era viața idilică la Crasna atunci când erați copil? Era puțin altfel, dar nu cred că numai la Crasna, ci la toată țara era copilăria altfel. În majoritatea localităților. Lumea s-a schimbat, putem să zicem că lumea s-a schimbat într-o direcție bună sau rea, dar adevărată e că s-a schimbat. Acum tinerii au alte posibilități, au posibilitatea de a călători, de a lucra în străinătate. Acest fenomen există și la noi în comună, dar pot să vă spun că într-o foarte mică măsură. În general, cu ce se ocupă lumea? Ei, dacă vine vorba de Crasna, la nivel județului, toată lumea îi vorbește despre legumele din Crasna, despre vinul din Crasna, despre pălincă din Crasna și am spus că da, agricultura este preponderentă, dar este un fel de venit suplimentar pentru familiile. Serviciile sunt dezvoltate. Servicii de reparație auto, firmele de construcții, câte o echipă de construcție. Deci crăznanii se descurc, o să vă spun asta, dar mai sunt și legumicultori care se practică această meserie frumoasă full-time. Se spune că piața din Zalău este alimentată în proporție mare, de 80-90% de producătorii de legume din Crasna. Mergem să cunoaștem unul dintre acești legumicultori. Vai, da, aveți aici la răsaduri, mamă, mamă! Da, da. Păi, roșii, pătrunjel. Țelină. Țelină. Țelină, roșii avem de vară. Castraveți. Castraveți. Da, roșiile văd că sunt foarte mari deja. Da, da, pentru că a fost foarte cald în zilele astea și un pic, încă prea au crescut. Haideți să ne oprim puțin. Spuneți-mi, ce faceți cu toate acestea, bogățiile astea? Eu așa le spun, pentru că asta e munca dumneavoastră. Răsadurile astea plantăm, deci, și pentru noi, în grădini și ducem la piață. La Zalău și la Șimleu. Cum se cumpără acum? Cum simțiți piața? Dacă ar ploua, ar fi foarte bine și așa, nu e rău. La 20 de bani firul. 20 de bani? Da, la 20 de bani. Deci nu-i scump, că ar trebui să... Noi zicem, după cât muncim la ele, ar trebui să fie măcar 50 de bani. Deci, dar dacă ar ploua, ar avea un preț mult mai bun. Păi la câtă muncă în ele să vă ocupați? Da, da, da. Mă uit cât e de lungă această seara dumneavoastră. Da. 58 de metri. 58 de metri de lung. Și spuneți-mi, această muncă dumneavoastră vă asigură traiul pe un an? Nu din asta trăim. Deci asta este numai o completare, o completare lângă Sălaj și este un hobby al nostru. Ne place foarte mult, foarte mult. Și soțului și mie. Și dacă vorbim de soiuri, multă lume s-a întors acum spre soiurile tradiționale românești, spre roșiile acelea mari. Și care noi, numai din astea avem. Aveți din acelea? Numai din acelea avem, numai. Deci sămânța noi, deci sămânțurile noastre noi, din ce producem, scoatem sămânța, deci nu avem posibilitate. Nu amestecați, nu cumpărați din altă parte. Nu, numai de la noi tot. Pentru că lumea acum preferă și alte soiuri care să fie, nu știu, mai aspectoase. La noi toate numai tradiționale. Și ardei, și roșiile, varza, ceapa de apă, tot. Numai exact cum... Deci din soiurile care am moștenit, de la părinți. Da. Și noi am dus mai departe. Cam care ar fi mersul răsadurilor și a muncilor care trebuie făcute? În luna decembrie se sapă cu vârlețul acest solar și din luna ianuarie începem să punem sămânțurile. În februarie ele ies, descoperim și de atunci zilnic udăm, plivim,
plivim și la sfârșitul lunii aprilie, după 20 aprilie, începem să scoatem, să ducem la piețe în Șimleu, în Zalău. Și avem cumpărători și de acasă. Sunt multe aici, familii care vin la noi anual și cumpără răsaduri de la noi. De când noi ne ocupăm de răsaduri, tot aceleași familii, adică s-o mai și înmulțit numărul lor, vin și iau direct de la noi răsaduri, că știu că sunt de calitate și în fiecare an tot mai frumoase. Și anul ăsta zicem noi că sunt foarte frumoase, chiar foarte frumoase. Care trec mai bine? Anul ăsta țelina și ardei, dar și roșiile. Deci o trecut destul de bine. Deci de 2-3 ori am fost numai anul ăsta, așteptăm să vină ploaia și după aia dăm drumul și în 2 săptămâni le lichidăm. Pentru că, tot vă referiți la ploaie, sunteți un pic la mâna naturii sau poate un pic mai mult? Suntem destul de mult, da. Suntem. Pentru că și iarna spuneați că începeți în decembrie, dar aici văd că nu aveți încălzire în zonă. Noi nu încălzim, nu. Deci nu depindeți doar de vremea exact, de afară. Exact. Dar până acum am mai acoperit, deci nu am avut probleme mari, deci așa să înghețe sau ceva, chiar dacă a fost primăvară mai târziu anul ăsta, dar noi destul de bine am ieșit cu ele. Rentează această activitate pe care o faceți? Da, deci așa la completare lângă salar, zicem noi că este un venit în plus, da. Noi suntem mulțumiți, da. În afară de asta avem flori, busuioc, avem flori de piatră foarte frumoase, tătăiși, viole. Oh, deci avem. Haideți să le vedem. Da. Mergem. Avem vinete. Vai, dar asta nu au foarte mare trecere anul ăsta, dar... Dar oare de ce? Lumea, toată lumea își dorește toamna să facă. Lumea s-a prins că foarte mult îi de lucru cu ele și mai bine cumpără 2 saci decât să pună, știți? Deci aici sunt, uitați, florile de piatră. Probabil cunoașteți azi, mâine o să înflorească. Vai, dar ce frumoase sunt. Minunat va fi. Aici avem busuiocul. Uitați, aici avem busuioc. Deja miroase frumos acum. Și avem tătăiș, avem viole de stratul ăsta e cu flori. Din flori am dat destul de mult anul ăsta, când alea se cumpără mai repede pe rondouri la cimitir. Da. Și flori și florile sunt din Asia tradițională. Da, nimic nou. Nu are rost să schimbi mare lucru ceea ce privește florile. Da. Ce frumoasă e și varză. Da, varză de vară e asta. Și asta când se coace? Când e bună? În august, la începutul lui august. Deci pe Sfântă Mărie numai bine se poate tăia pe 15 august. Aici e ceapa. Ceapa zarzavă. Asta e din arpagic sau e... Asta e din arpagic, da. Că aia din răsar numai acum în luna mai se plantează. Da, aia știu că are o poveste anume. Ceapa aia din răsad. Da. La aia îi de lucru. La aia este foarte mult de lucru. Foarte, foarte mult de lucru. Cel mai mult de lucru din toată grădina e cu ceap, cu cultivatul cepei. Dar nu știu cum aveți atâta răbdare. Uite că tocmai am ajuns. Asta e roșie sau albă din? Asta e ceapă roșie și asta e ceapă albă. Mamă, și asta trebuie luată? Asta se seamănă în luna februarie. Deci este o cultură care se cultivă cu cel mai... Deci foarte mult de lucru. Cel mai greu, zicem noi, de cultivat ceapa asta de apă. Este foarte bună, e de calitate. În luna februarie punem sămânța, acoperim. La începutul lui martie descoperim, zilnic udăm, plivim de 3-4 ori. Acum o să scoatem fir cu fir, așa, și o să punem ca și arpagicul așa la o distanță de 14 bucăți pe un strat și răsădim din nou. Deci fiecare firicel din asta, da. Și din asta iese ceapa de apă. Păi aici aveți, nu știu, 2 milioane de... Da, sunt. Bine, nu totul noi o să plantăm, o să mai planteze și cei din Șimleu, din Zalău. Deci nu numai noi. Deci nu plantăm muncă, noi frate, tot. Nu...
Când am fost mai tineri, plantam câte 10-15 arii pe hotar. Deci duceam cu coșurile 20-30 de coșuri de răsat, dar acum nu mai avem atâta putere. Asta e ceapa aia lunguiață, ceapa aia lunguiață bună, dulce. Care da, e și mai scumpă decât cealaltă, da, și acum înțeleg de ce e mai scumpă decât... Dacă la valoarea lui, deci cât este de lucru, ar trebui să fie 20 de lei kilogramul. Deci cât este de lucru cu ceapa asta de apă? Foarte mult. Cel mai greu, deci din punct de vedere al lucrului și al timpului, deci foarte greu. Nu degeaba, în urmă cu 20 de ani era la noi un inginer, când plantam ceapa pe câmp, dar eram 10-15 persoane și spunea că nu se mire că femeile din Crasna îmbătrânesc așa de repede, după ce am povestit cum e tehnologia cu ceapa de apă, că atunci nu se miră că deja arătăm bătrâni la 50 de ani, pentru că este mult, mult, mult de lucru cu ceapa asta de apă. O întrebare mai vreau să vă adresez. Care e cultura care dumneavoastră vă place cel mai mult? Și după aceea să-l întreb și pe soțul dumneavoastră. Mie, deci tot ce depinde de producerea răsadurilor. Deci răsadurile. La mine asta este. Deci mie îmi place foarte mult și să seamăn și să plive și să vând. Iar în ceea ce vă privește, ce vă place? Care cultură vă place dumneavoastră cel mai mult? Sau care lucrare agricolă? Via. Lucrările. Păi nu degeaba e recunoscută Crasna pentru... Mai mult îmi place. Aici nu mă ajut. În grădină. Fac și eu ce pot. Ce fain arată comuna de aici, de sus, din vie. Parcă mai frumos decât de pe ulițele pe care le-am bătut cu piciorul. Am cunoscut și o parte, sigur că da, dintre oamenii gospodari ai acestei comune și se vede munca lor și se vede că sunt oameni care țin și la casă, dar și la pământul pe care îl cultivă. Am venit aici în vie, spuneam, pentru a ne întâlni cu Mircea Groza și dacă am spus Mircea Groza, am spus gastronomie și mai ales gastronomie tradițională. Sunt curios cu ce ne așteaptă astăzi. Cred că am ajuns la țanc. Din câte aud, Mircea s-a apucat deja de lucru. Bună ziua! Servus, Mircea! Salut! Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ți-am spus că noi lucrăm. Ce Dumnezeu ați făcut aici? Rața fumată? Ei, vezi, de-aia v-am chemat la IMI. El e specialist în a prepara fumături de gâscă. Asta e gâsca fumată. Am greșit. E gâsca fumată, ei chiar așa și spune, slănină de gâscă afumată. Și vezi aici pulpa, are carnea înăuntru, partea cu pieptul și destul de grase a fost gâște îndopate și noi am gândit să facem astăzi și pentru voi o etapă a preparării acestor specialități și mai ales dezosarea, condimentarea și pus la murătoare, că ca și orice carne care se afumă, trebuie ținut un pic într-un anumit baiț cu condimente. Imi o să ne arate exact, avem două gâște. Asta e un obicei și la dumneavoastră să faceți gâsca, să o preparați în felul ăsta? În primul rând, e un obicei de familie, pe care o păstrăm din generație în generație, deoarece gâsca cândva a fost o pasăre foarte importantă în gospodăria țărănească, deoarece înainte nu erau pernele și dunele cu tot felul de vată minerală și prostii din astea, ci zestrea fetelor era care trebuia să pregătească fiecare familie, era puful de gâscă care se punea în perne și în dună și bineînțeles că după aia și carnea era folosită în fel și chip. Și era la noi a fost o tradiție încât încă de la mama am învățat că în fiecare an noi, dar de obicei luna decembrie, pregătim îndopăm gâștele, le îngrășăm și după aia pregătim slănină de gâscă afumată și care apoi, dacă rămâne pe anul următor, se transformă într-un fel de pastramă de gâscă. Gâștele le creșteți dumneavoastră sau le cumpărați? Le și creștem, mai nou cumpărăm, dar acum gâsca este gata, curățată și o să începem să îl desfacem și să vedem cam ce ficat are. Arată frumos. Uite, gras e. Ai de mine, asta este o gâscă extraordinară.
Hai de mine. Uitați-vă, deci. Da. E o minune. Deci foie gras de Crasna. Da. Zicem așa, nu? Ăsta este foie grasul, nu, Mircea? Absolut, ăsta este, da. Da, și atunci... Dar acum tu... Și atunci, cel mai simplu, o să luăm jos toată grăsimea asta de pe ea, ca și un pieptar. Aha, da. Deci începem pe lângă... Îl dezbrăcăm. Da, îl dezbrăcăm. Începem de la osul din spate. Și chiar de pe piept, văd că. De pe piept și carne de piept o lăsăm frumos acolo pe ea. Dar vă pricepeți, nu glumă. Au făcut de atâtea ori. Îmi și place, asta e adevărul, să gătesc. De exemplu, Mircea, dacă ești bun să mă ajut să ții de acolo. De exemplu, joi am avut niște musafiri și am făcut tocăniță de cocoș. Aha, și cu găluște? Cu găluște, da. Aia e o mâncare chiar numai cam în zona asta. Și acolo să pun ardei destul de mulți, nu? Sau poți să o faci și fără legume, numai cu ceapă și cu multă boia? Păi pun de obicei și ăsta, și legume, deci morcov, țelină. Da. Așa. Așa. Și acum și venim cu ea roată. Să dezbrăcăm. Frumos, așa. Cam așa arată haina la gâscă. Cojocul. Cojocul. I-am luat cojocul. Carnea pieptului. Acum o aranjăm un pic pentru afumătoare. De obicei, eu o tai frumos în două și părțile astea le tai. Acum o fasonați. Da, o aranjăm un pic, îi facem manicura. O formălim. Și în felul ăsta o să-i punem o agățătoare și după ce va fi un pic asezonat cu tot ce trebuie, cu mirodenii, deci cu chiar usturoi, ce pui? Usturoi, sare, ardei roșu, atunci câteva zile lăsăm într-un fel de baiți. Deci nu cu apă, numai chiar ce lasă carnea și cu ce lasă carnea, deci noi de obicei le punem așa una peste alta. Da. Deci după ce le tratăm frumos cu baițul respectiv, le punem așa peste o altă și din două zile... De că ați primit și condimentele. Da. Așa deci acolo văd că, doamna, sare, da. Mult usturoi, văd că... Cât mai mult usturoi și sare și îl ungem așa frumos și din două zile îl întoarcem. Îl ținem așa o săptămână. După, la rece. La rece, după aia îl punem în afumătoare să se zvânte. Două, trei fără zile. Fără fum deocamdată, numai să se zvânte. Și după aia începem să îi dăm fum. Dar de obicei, cât e un fum mic... Scurt și nu tare cald, nu? Da. Și pe cât posibil rece. Dacă eu aș avea așa ceva, mie nu mai trebuie să tai porcul în decembrie. Să știi că e o rezolvare foarte sănătoasă a problemei. Mult mai sănătoasă, da. Cred. Și se zice că și untura de gâscă, deci de rață, nimic nu se pierde, bucățile astea împreună cu ficatul, grăsimea care a fost lângă ficat, îl topim, dintre asta o să fie o untură de gâscă. Cu jumărele mici. Da. Și la Crăciun nu lipsește pe masă. Nu, niciodată. Și gătiți și tocănițe sau alte mâncăruri cu carne de gâscă. Păi, de exemplu, punem în mâncare de fasole sau eu totdeauna îi spun la soția, de exemplu, când tăiem de lângă pulpă, osul ăsta rămâne, nu pot să-l curesc. Și atunci câte două oase din astea, noi
totdeauna facem sarmale în oale de lut și le punem în, între sarmale. Și așa un gust afumat. Cum se pune ciontul de la fumătură? Exact, fumătură, cum da. Se pune ciolanul. Și sarmalele cu ce carne le faceți? Cu carne de vită. De vită și, și amestecat și, cu slană din asta. Da. Da. Și de obicei la mine e obligatoriu să fie jumătate păsat, jumătate orez. Ah, deci tot din familie da, și de la bunici. Și, uite, da, până voi uite, vezi, așa masați. Îl masez bine peste bine și tot. Puneți condimentul. Vreau să spun că tu ai fost așa de generos și ne-ai lăsat bucățile astea fumate. Dintr-o parte din ele, eu o să fac o mâncare la noapte, o să fie în cuptor. Frumos. O mâncare evrească pe care cred că tu o știi. Ciolentul. Ciolentul cu fasole, cu razalei care o să-i facă bunicuțele astăzi. Și o să băgăm o oală de fasole cu gâsca fumată în cuptor. Nu cred că o să fie bună. O să încercăm. Deci normal, noi apoi tot așa vin rânduri. Adică și atunci, pui într-o covată. Da, pun într-o covată. Și atunci pun rânduri și se imbibă una pe alta. Și atunci le întorc de la cele de jos în sus. Deci cel tot puțin așa. Da. 7-8 pui da. Într-o iarnă. Da, cel puțin. Uite. Și asta atunci, acum vine așa frumos agățat în afumătoare. Perfect. Așa arată el. Doamne, ce mirezme înăuntru, am ieșit pentru că nu mai puteam sta acolo și oricum încă nu este ora mesei. Dacă ne apucăm să mâncăm de acum, ne lenevim și nu mai mergem în sat, în comună de fapt, așa cum ne-am promis, pentru a vedea ce mai fac cu oamenii din zona. Patricia este studentă la Cluj, dar este dedicată satului său natal, Marin. În anul 2016 a recreat în cele mai mici detalii o nuntă tradițională românească din 1941, chiar nunta străbunicilor săi. După succesul de care s-a bucurat acest eveniment, Patricia își propune să continue în șirul manifestărilor de punere în valoare a costumului popular, a bucatelor tradiționale, dar și de revigorare a tradițiilor locului în care s-a născut. Patricia, o tânără frumoasă de 20 de ani, care în loc să meargă la discoteci sau, mă rog, în alte locuri în care se distrează tineri, vine la țară pentru a încerca să revigoreze tradițiile populare. De ce? Merg la discoteci, când am zis latino, dar asta e pe lângă, la Cluj. Vin aici pentru că, nu știu, aici am crescut, asta e ce știu, asta e ceea ce îmi place. Am descoperit că asta trebuie să fac în urmă cu câțiva ani și cu sprijinul părinților și a comunității din care vin, sper eu că reușesc să duc mai departe tradiția, să duc mai departe sufletul satului. Am văzut că ai amenajat această căsuță, eu am spus afară, cred că are peste 100 de ani. Are 100 de ani, da. Așa. Ai aranjat-o, ai făcut-o, ai dichisit-o. Muncă serioasă a fost aici la momentul respectiv, cred. Am cumpărat casa, mă rog, părinții mei au cumpărat casa în urmă cu, cred că 3 ani în toamnă. Era foarte veche, era mai să se dărâme și nu s-au gândit în momentul acela că o să facem ceva din ea. Au cumpărat terenul cu ideea că o să depozeze ceva aici. Am reușit cu sprijinul lor și cu ajutorul lor financiar să o facem să arate așa cum arată acum. Avem 3 camere, tindă, bucătărie și tot ce se poate vedea aici. Bun. Și ce ți-ai propus să faci, să ai aici în momentul în care totul va fi așa cum ți-ai imaginat-o? Vreau ca în această casă să pot să cazez oameni, orășeni care vor să vină să vadă cum e viața la țară, cum se trăie mai de mult. Mai am încă o casă pe care am primit-o de la unchiul meu pentru câțiva ani, care sper eu să fac turism și acolo, e în același sat, e în satul nostru. Și împreună cu tinerii cu care lucrez și cu femeile în vârstă, avem un grup de aproximativ 50 de persoane de la 5 la 80 ceva de ani. Am atins toate vârstele. Și sperăm să putem să ducem proiectul ăsta pe care îl avem, fiii Marinului, mai departe. Noi facem reconstituiri, punem în scenă povești de viață ale țăranilor, ateliere, avem proiecte foto, video. Unul din evenimentele care i-a adus mai aproape de proiectele noastre pe tineri a fost cel de anul trecut, zilele august la Marin, din 19-20 august. Am făcut o reconstituire a unei povești de însurătoare
Iar pe lângă reconstituiri, am avut și alte momente, am avut ateliere, copiii au reușit să facă unele produse pe care le-au dat în schimbul donațiilor pe care le-am primit pentru eveniment. E foarte frumos momentul ăla în care noi toți pregătim evenimentul cu o săptămână înainte, suntem aici vreo 40-50 de persoane în curte, toată lumea socializează. E ca pe vremuri când se făceau nunți, știi, toți vecinii ajutau. No, exact că la șezătoare, că la clacă. Exact. În proiectele sale de promovare a culturii autentice românești, Patricia se bazează pe comunitatea locală, sătenii fiindu-i atât sfătuitori, cât și participanți activi la evenimentele organizate în micuța localitate sălăjeană. Haideți să-mi spuneți, cum era atunci când erați dumneavoastră copile sau tinere? Când eram noi copii, era frumos. Și acum e frumos, dar tot atunci a fost mai frumos. Când aveam 10 ani, meream cu lucru de mână, cu furca, puneam caier într-o cucută și meream și eu în habă la verișoarele mele, ca să nu dormim toată noaptea, să lucrăm, ca așa ziceam părinții noștri, că să lucrăm. Acolo mereau feciori în habă. Da, veneau feciori, da, feciori. Dar ce habă? Ce habă? Sara, mergeam așa. Alta cosea, alta făcea cipcă, alta torcea, fiecare cu lucrul ei. Șezătoare? Da, 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 șezătoare. Da. Am înțeles. Aia la noi, eu spus habă. Și da. Atunci vineau feciori, că atunci mereau toți feciorii la fete, nu ca așa acum unul. Și apoi când eram eu mai mică, când vineau feciorii, nimeni ne-a apucat fusul întâi. Trebuia să-i țuc. Și mi-era rușine, că ei erau mari. Și puneau clopul, hai da, să nu te vadă nimeni. Și mă țucă. Și apoi nu meream acasă și era ora 2 până merea tăs feciori acasă, nici noi. Cât din nici eram, fez lucram. Nu era voie să merg încât acasă. După aia, când am fost pe la 15 ani, opa, că am mers la dans, m-au luat feciorii la dans. Dar spuneți-ne, cum s-a organizat dansul atunci, ca să știi, domnule? Păi, tădeauna, duminica după masă, erau doi băieți care portau la Crăciun banii, se numeau chizeși. Chizeși. Ei organizau dansul în fiecare duminică și sărbătoare în sat. Și noi meream cu banii. 50 de bani, cât era, ca să plătească muzicanță, nu-i putea să-i plătească de la ei. Și apoi meream la dans, mai puneam câte un prieten, mă puneam cu buna să mă iei la dans. Dar dacă nu știai joca, te lua odată, nu te mai lua nimeni. Dacă știai joca, te vedea și celălalt de lângă tine și te ducea așa în continuare, de la unul la altul, mere. Dar, în general, fetele mergeau cu părinții la dans? Și părinții și fetele, da. Părinții te urmăreau pas cu pas. Aici vreau să ajung, dacă urmăreau părinții. Ai de viața mea, trebuia să fie acasă pe când se făcea sară. Să nu rămâi nicări. Era obiceiul cu ciurda. Da. Care? Vacile. Când e dimineața, la noi spune ciurda, la pășune. Și avea un bucen dintr-o un corn de vacă. Și apoi ăla, când răsuna, s-au zis tăsatul. Și apoi sara vine înainte de a să face noapte. Când bucena ciurdarul, trebuie să-mi ia acasă. Da. Asta păleje. Nu noaptea pe... Pe nu știu, unde. Și muzicanță, gata, să găta muzica și nu mai era. Așa, așa a fost. Zice măicuța, apoi dacă te duci, nu sta ca o moșocornă. Ci vorovește cu feciorii și cheamă-i și vie pe la noi. Îi chemam, vineau în habă și apoi așa m-am împletenit și după aceea am jocat la dans cu toți băieții din dans. No, și apoi până la unii am prins și drăguț, că dacă tot au venit, bineînțeles. S-a întâmplat și asta. S-a întâmplat și asta. Apoi atunci repede măicuța că să te mărite, că aveam 18 ani și n-aveam altă soră. Dar să nu fiu bătrână. Când am fost de 18 ani, no, cu soțul meu ne-am hotărât că să ne căsătorim. Dar trebuia să mă ceară de la tătuța, cum îi zicea, la tătuța. Atâtea emoții a avut, așa îi sărea gerunță, că cum să zică? Nu, tătul stă până la 12, am stat până la dimineață la noi, trebuia să zică. Nu, și apoi eu zis și tătuța a zis că el e de acord dacă noi ne plăcem, dar să vie părinții să ne înțelegem. Clar. Trebuia să vie părinții lui, cu, înainte de logodnă, cu o săptămână. Socru a venit cu socra lui. Nu cu socra mea, cu socra lui. Mai înainte să cere avere, pământ. Dar eu, cum aveam numai 18 ani, tot gândeai că am avut un pic de minte. Mă gândesc, dacă vine și cere ceva avere, îi spui că cu avere și să însoare feciorul lui, eu nu mă duc. Dar nu o ceru nimeni. Cum vi se pare dorința asta, Patricie, de a revigora un pic, de a scoate în evidență tradițiile populare? Foarte bine și frumos. Foarte frumos și foarte bine.
Măcar să îi mai trezească, că parcă am adormit amu. Să vadă și ei cum e, dar... S-au scos hainele din ladă. Da? Da, da. Din ladă, de-aia. Din ladă? Pe care stăm. Asta era zestea. Când o formunt acum 2 ani, a făcut tata cochea, videai haine pe sârme spălate, să pregăteau tăți pentru nuntă. Și acolo ai de zile, au stat în ladă. M-am întors la Mircea să văd dacă a terminat rețeta lui. Nu, no, tu l-ai, doamne, dar ce e aici? Mircea, ce-ai organizat, șezătoare? Așa se zice aici, Mihai, un atelier de paste tradiționale de Crasna, paste făinoase de casă. Te rog frumos să-mi prezinti și mie. Uite, aici chiar o să vezi 3 generații, chiar 4, că mai este un junior aici, care fac cigo, vestitele gârtene sau cigo. În traducere ar fi melcișori. Aha. Toate se fac din paste crude, care se pregătesc într-un alt atelier aici lângă noi și se răsucesc cu fusul pe spata de la războiul de țesut. Aici sunt razalăii sau torhonio, cum spune în zonă, care sunt niște paste interesante și folosite destul de des la tocănițe, la sosuri, chiar și la zămuri, la pârgălașuri. Să face mâncare scăzută de pui cu razalei, dar aici e atelierul cel mai grozav, unde sunt cele mai pricepute femei din sat. Cum le zice? Cigo? Cigo. Vedeți, vin doamnele cu fâșiile de pătură, care trebuie făcute rapid ca se uscă și nu se mai pot răsuci. Doamne, deci, dar se lucrează... ce vă umblă mâinile? Acum ele sunt harnici, să știi că nu trebuie să facă numai 20 de kilograme. Nu, pentru o nuntă. Să vezi după ce se fierte în supă, că noi, tu știi că am început să facem afumătura de gâscă, da. Am pregătit, l-am macerat, am dus-o la rece și o să o punem la fum, dar din carcasa de la gâscă, care a reținut-o tu? Aripile și ce-o mai rămas acolo, niște, chiar și o pulpă am pus deoparte, facem o zupă, o leveșe, care e tradițională în zonă, limo leveș, cum îi spun dânsii, se face exact cu cigo, cum vedeți aici. Carnea se scoate de la fier, se strecoră supă să fierbe cigo și, culmea, în unele situații se mănâncă cu ridiche neagră rasă, cu rădită răzălită, care e o combinație foarte interesantă. Nu văd cum să prind eu. Hai să văd. De acolo. Okay. Așa. Dacă apasă mai tare, se rămână urmele. Cu mâna pe ea. Gata, puneți aici. Și acum mă rog, mă, că mă pricep. Eu o să văd mâine în supă, o să-ți arăt, uite, asta ai făcut-o tu. Nu, eu deja... Asta deja ești la a doua. A doua deja. Da. Bă, dar nu-i simplu. Nu-i simplu deloc. Cam când să revenim, când faci, nu 20 de kg, măcar jumate să le faci. Eu zic că dacă veniți peste o săptămână e bine. Nu, bine. O să fii tot în faza asta. Da. Mircea, tu ce Dumnezeu mai face aici? Măi, eu v-am promis că dacă facem gâsca fumată, fac și o mâncare mai rar filmată. Trebuie să vin lângă tine, să văd mai bine. Atâta de rar filmată că nu s-o filmat niciodată. Ah, ok. Și voi face o mâncare evrească bazată pe gâsca fumată, să fie coșer, nu? Fasole, care imediat trebuie să o pun la înmuiat, că mai avem mult de lucru și până atunci să moaie. Cigo. Razalei. Îți razalei, nu-s cigo? Care... deja s-a uscat și am pus în leră un pic la pârgălit, s-a prăjit un pic, da, 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 într-o tăpșie, fără nimic. Ei, ceapă multă și pătrunjel mult. Bă, ce bine arată. Foi. Când porționăm, nu foarte mărunt. Asta e o mâncare evrească în sensul că e kosher. Adică folosim numai... asta voiam să te întreb. De ce mâncare evrească, uite, aici la Crasna? Cum arată. E perfect. Sigur că s-o muiat eu un pic, dar nu ne deranjează cu nimic. De ce mâncare evrească la Crasna? Pentru că era o comunitate mare de evrei și în zona.
ca peste tot în satele sălăjene, în satele mari. Hai că eu mă ocup de ceapă în continuare. Două cepe zdravene, ghigane, cum se zice aici, se taie mărunți și se prăjesc în untură de gâscă. Se taie foarte mult pătrunjel, dar toate se cârcălesc, pentru că ele vor intra în oala de lut, nu trebuie prăjit, numai se moaie un picuț. Fasolea care va fi muiată deja o punem peste ceapa care deja cârcălită. Punem și razalei și mai lăsăm foarte puțin împreună, sau de-o împreună, cum se spune, sare, piper și boia. Combinația asta de fasole, razalei, ceapă pe care tu o cureți și cu mirodenie care ți-am spus, n-ar avea niciun rost fără chigălă. Aici o mai închis. Da, chigăla e o turtă, ca să spun așa, din făină de grâu, făină de porumb și se face o turtă, se topește untura de gâscă, se cârcălește un amestec de făină albă cu făină de mălai, o stingem cu o cărniță de apă rece și spargem un ou în compoziția respectivă, o amestecăm bine și mai punem acolo sare, piper, boia, bicarbonat de sodiu sau broză, dar nu mult, cât să crească aluatul respectiv, și o linguriță de zahăr. Și zahărul ajută la creșterea aluatului. Ei, turta asta va fi băgată în oala cu ciolent, în oala va fierbe împreună cu toate ingredientele și de fapt se va scoate prima dată, se porționează și va înlocui pâine. Asta e ciolentul, băgăm la cuptor. Mi-a spus mai devreme că Crasna are o populație de peste 6500 de locuitori. Ce îi reține să stea aici și să nu aleagă, nu știu, un oraș sau o altă comună? Și la noi există o migrație redusă, dar putem să spunem că majoritatea celor care au plecat din comună și revin. De exemplu, am fi avut oportunitate în trecut ca să devine oraș, dar nu este o idee bună din punctul nostru de vedere, pentru că decât să fie un oraș mai sărac, mai sărac, mai sărăcuț, mai bine o comună bogată, fiindcă în perioada anterioară am avut foarte multe oportunități pentru a depune proiecte de dezvoltare, dintre care una este și reabilitarea spitalului din Crasna. Spital? Da, într-adevăr, spital. Este o premieră pentru mine să găsesc un spital care arată atât de bine într-o comună din Transilvania. Cui se adresează el? Pe cine deservește acest spital? Spitalul deservește atât comuna Crasna, cât și 7 comune alăturate, cam 15.000 de locuitori. Mai nou, de când avem secții noi, putem să zicem că deservim întreg județul pentru îngrijiri paliative sau chiar județele alăturate. Asigurăm locuri de muncă pentru 49 de persoane. Iar dacă vorbim de serviciile medicale oferite pacienților? Prin cele 30 de locuri din secția de cronici încercăm să suplinim nevoile medicale acestora. Respectiv, secția de îngrijiri paliative de la sfârșitul anului 2014 suntem singurii de stat din județ și adresabilitatea e din ce în ce mai mare. Suntem aproape tot timpul plini și încercăm să aducem o rază de speranță și o alinare patologiei pacienților care, de fapt, se află de multe ori pe ultima sută de metri, în ghilimele.
mai bine de jumătate de oră prin viile Craznei și parcă aș fi într-un sat, sau să-i spun cătun. Ei bine, aici este tradiția ca de peste 100 de ani oamenii și-au construit crame, în care, bineînțeles, păstrează vinul obținut de peste an. Mai nou, oamenii și-au construit niște cabane, pot să le spun, peste aceste crame, în care locuiesc atunci, în perioadele în care este mai mult de lucru. Mergem să cunoaștem unul dintre acești producători din viile Craznei. Poftiți, poftiți. O, oh, dar ce ușă mică aveți la beci. Da, asta e să fie mai mic, să nu intre aerul ca când intrăm în beci. Am înțeles. Să păstrăm vinul în temperatură constantă. Poftiți, să da. Vedeți. Upsi. Mi-a spus că bunicul dumneavoastră a construit aici beciul ăsta. Da. Spuneți-mi un pic despre istoria acestei zone. Un obicei mare la noi, cultivarea strugurilor, adică și sunt peste 800 de beciuri în comună, în sat, peste 800 de beciuri și bunicul meu a avut o grămadă de vie, asta a moștenit tata și de la tata am primit. Ce vinuri se cultivă în zonă sau cultivați dumneavoastră? În zonă am și fetească, am ceva mixt care de toate soiurile amestecate. Cupaje. Și iar am și fac vin roșu. Care credeți că ar fi vinul reprezentativ pentru Crasna? Alb, roșu, sec, mai dulceag? Mai mult vinul alb. Alb. Vinul alb. Și la noi așa e, soiul are o aciditate mare. Vinurile sec mai. Deci seci. Da, seci. Știu că vin de la oraș și ei preferă vinuri dulce, dar la noi se produce un vin sec. Așa e soiul. Am înțeles. Și ce faceți cu el? Bun. Cam cât faceți într-un an? Cam cât vin? Între 2500-2800 de litri. Hal Domnului, eu am unde să vând. Vin de la Cluj. Prietenii, oh, da? Da, și cumpără vinul mine, un vin curat, știu, am învățat meseria de la tată cum să faci un vin bun și am clienți care se cumpără. Și practic tot ceea ce înseamnă lucrări de primăvară, apoi stropirile, culesul, da. Le faceți dumneavoastră? Fac și eu, dar îmi trebuie și un pic de ajutor, că singur nu merge. Și clar. Cam greu de găsit oameni care să te ajute. La ora actuală. Na, hai să gustăm vinul ce avem în butoiul ăsta. Un butoi mare de cât? De 400? Nu, asta de 500 de litri. Lângă asta e 400. Aici vă pun la îndemână. Sau ăla. Tragem, un minut. Da? Uitați, asta e o fetească regală, fetească regală și un pic da. De muscată tunelă. Ah, da, da, pentru aromă, nu? Pentru muscatul. Aromă, câteva. Tare bun vinul ăsta de Crasna, dar dinăuntru i-am auzit gura lui Mircea și țin minte că promitea ceva ieri. Sunt curios dacă se ține de cuvânt. Cred că da, cred că da. Mircea, ai terminat cu fierturile tale. Am terminat, voi ați lucrat mult, nu știu, ne-ați lucrat. Păi am fost, atât am avut de făcut, că dacă ne-ai adus aici în Crasna. Bă, ați venit numai când trebuie, că dacă veniați mai repede, nu erau hierte, nici cigo, nici zama, nici tăite. Chiar e bine, hai să vezi zama de leveș. Da, te rog, alege. Leveșa de... Ce să aleg? Aia care am făcut eu ieri. Cigo. Ei, stai că ăla al treilea din stânga ala, și ala. Mai doi de pe extrema dreaptă. Așa-s. Deci cigo cu zamă de... De gâscă. De gâscă, dar stai așa un pic, că mai punem ceva ca să-i dăm un pic de față. Atunci ține-o așa. Ține tu. Un pic de petrinjei. Așa. O ploaie de răbdeață. Și ai și o lingură aici. Te-ai rugat să guști. Și hai să o mâncăm, cum am zis eu, că mâncau evreii. Cu colocei. Rădită, răzălită. Ai zis tu ieri. Nu mă, un pic să așa? Guști așa, să iei și după iei zama și vezi cum e. E bine cum am făcut? E bine.
S-a ieșit. Nu știu cum, dar s-a ieșit de data asta. Da, e bine. Aici avem ciolentul, ciolentul pe care cred că s-a așteptat mai mult. Da, ofert până la urmă. Ofert, ofert. Câte 6 ore? Uite, capul. Și aici e chigăla, vestita chigălă. No, cu asta nu știu. Și observi că are o textură exact ca de pâine seacă, neagră. Ca o pâine neagră, da. O mâncare foarte sățioasă, o mâncare de o dată pe zi. Dimineața, în ziua de bobotează, în special, se mănâncă. Băi, de ce bune. Deci toate ingredientele care le pot ieri, să simt acum. Să simt, păi de-aia acum le-am pus. Acum să simt. De-aia le-am pus. Eu am crezut că își vor pierde un pic din gust după 6 ore de fiert. Fiert, încet, fără să tulburăm deloc compoziția și până la urmă ne-a ieșit și asta. Mircea, mulțumesc tare mult. Să aveți sănătate multă și bucurie. Și îți mulțumesc pentru toată această emisiune pe care am făcut-o împreună. Ideea a fost a lui, trebuie să recunosc lucrul acesta. Și de asta îți mulțumesc că ne-ai dat ideea de a veni aici și de a descoperi toți acești oameni gospodari și toată această comună care, spuneam și ieri, spuneam primarului, trăiește parcă așa împreună, legată. Ne trebuie ceva, hai să ne facem noi împreună.